Și polițiștii rămân în așteptare și sunt pregătiți să reia protestele la orice oră. I-au trimis și o scrisoare noului guvern în care transmit că se așteaptă ca premierul și noul ministru al internelor să repare tot ce a stricat Lucian Bode sub bagheta lui Nicolae Ciucă în sistemul polițienesc. Ne spune mai multe Cornel Chitucea. Cornel, ești în direct. Bună ziua, Andreea! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Vă spuneam în intervențiile anterioare faptul că polițiștii spun foarte clar că protestele vor continua și în perioada următoare și au avut și un mesaj pentru noul executiv condus de liderul socialdemocraților, Marcel Ciolacu. În această intervenție îl avem alături de noi pe domnul Zlat Mihai, este vicepreședinte SNPPC. Bună ziua, domnule Zlat! În primul rând vreau să ne spuneți legat de acel comunicat pe care l-ați publicat astăzi. Despre ce este vorba și care sunt revendicările? Într-adevăr, deja am informat și am solicitat să ne întâlnim cu domnul prim-ministru Ciolacu, cu noul ministru al internelor, domnul Predoiu, cu domnul ministru al finanțelor, domnul Boluș, cu domnul ministru al muncii, pentru că avem niște revendicări foarte clare care nu au fost rezolvate în guvernarea anterioară. Observăm că este aceeași guvernare, dar sunt alți miniștri. Important pentru noi este să ne aplice legea salarizării integral, ca și celorlalți bugetari, pentru că încă avem restanțe și avem sporuri indemnizații, chirii calculate la 2009, trebuie să fie calculate la nivelul salariului de actual. În același timp, vrem să vedem legea salarizării, acel nou proiect de lege, pentru că discută foarte mult despre el. Am observat asta la domnul Budăi, dar nu le-a prezentat și nu vrem să ne prezinte în momentul în care este gata. În același timp avem revendicări clare pe anumite drepturi care nu sunt aplicate. Avem nevoie de un nou statut al polițistului, de un nou ghid al carierei. Avem discuția asta interminabilă cu ce înseamnă pensiile militare. Noi solicităm să fie scoase pensiile militare din PNRR și vom insista pentru lucrul ăsta pentru că observăm o distrugere a sistemului. Până la urmă trebuie să înțelegem foarte clar faptul că la baza societății este nevoia de ordine și siguranță publică. Vrem pensii la fel ca cele pe care le au cei din NATO, sunt pensii pe care le avem de pe vremea lui Alexandru Ioan Cuza. Trebuie să se înțeleagă foarte clar lucrurile astea și noi vom continua protestele dacă nu vor fi soluționate revendicările noastre. Așteptăm să vedem și ce va spune domnul Predoiu, dacă ne va susține în demersurile noastre, pentru că noi vrem să fie un ministru al polițiștilor și nu un ministru al guvernului. În ceea ce privește motivul pentru care tinerii nu mai aleg această carieră, care sunt concret motivele? Pentru că sunt voci care spun că principalul motiv, bineînțeles, este cel legat de salariile pe care le primesc cei la început de drum. Într-adevăr, principalul motiv pentru care nu vin tineri este salarizarea precară. Vorbim de 2300 de lei un salariu de încadrare, vorbim de o chirie de 400 de lei pentru cei care sunt din alte localități și sunt repartizați în interes de serviciu în alte județe și aici vorbim de 90% din tinerii absolvenți. În același timp vorbim de faptul că toată viața și toată cariera ai riscuri, interdicții și incompatibilități. Să nu uităm faptul că avem foarte multe demisii pentru că nu mai este atractiv sistemul, să nu uităm faptul că avem foarte multe persoane, polițiști uciși la datorie și avem o grămadă de cazuri nenumărate în ultimul timp. Să nu uităm faptul că tot ce înseamnă măsurile astea sociale din România și economice au creat o infracționalitate mai mare, au creat o instabilitate în țară, avem din ce în ce mai multe infracțiuni, avem din ce în ce mai multă tipologie diversificată de a comite fapte penale și este important ca poliția să fie în stradă, să apere cetățenii, avem nevoie de o armată sigură, avem nevoie de armata întărită pentru că avem un război la graniță și trebuie să conștientizăm lucrul ăsta. Primii care se conștientizeze sunt cei de aici din Ministerul Afacerilor Interne pentru că ei gestionează această problematică noastră și trebuie să avem un răspuns clar la revendicările noastre, pentru că vrem și noi o salarizare corectă care să creeze stabilitate și predictibilitate în sistem și pentru carieră, și pentru salarizare, și pentru pensionare. Pentru că ați adus în discuție această instituție, Ministerul Afacerilor Interne, Lucian Bode a plecat după un mandat care nu a reprezentat unul bun, până la urmă nu a avut multe de făcut și nu a făcut prea multe. Asta a fost un citat dat de către un polițist tânăr. Pe de altă parte, vine Cătălin Predoiu în noul executiv. Ce așteptări aveți de la noul ministru? Sigur, momentan are o prezumție că îi dăm posibilitatea să demonstreze că vrea să facă ceva, dar sper să nu se zbate în aceeași mediocritate în care s-au zbătut foștii miniștri interne. Vrem să fie un ministru al polițiștilor, nu al guvernanților. Vrem să vină cu măsuri care, vrem să vină cu bani, cu investiții, cu dotări, cu mijloace de intervenție pentru noi. Vrem să ne asigure protecția, vrem să avem o legislație care să întărească autoritatea și intervenția polițistului și vrem până la urmă să nu uite faptul că la baza societății stă ordinea publică, armata. Trebuie să avem acele pensii militare scoase din PNR, este revendicare foarte clară și vrem o salarizare corectă pentru că această grilă salarizării dumneavoastră nu este nici măcar calculată la salariul minim pe economie, așa cum prevede legea și anul acesta am avut o majorare doar de 10% pe ce înseamnă salarizarea și este foarte important să avem o salarizare corectă, soluții sunt, dar trebuie să vină cu ele să le punem în aplicare. Vă mulțumim tare mult pentru toate aceste detalii și urmărim îndeaproape ceea ce se va întâmpla în perioada următoare. Andreea, domnilor și domnilor, așadar, mesajul polițiștilor este unul clar. Dacă nu vor reflecta asupra acestor revendicări cei de la guvernare, protestele vor continua.